Mai devreme cu o zi, astăzi la ora 11, preșcolarii de la grădinița giurgiuveană numărul 6 au adus omagiul lor poetului național condamnat la neuitare. Cu ocazia împlinirii, la 15 ianuarie, a 164 de ani de la nașterea marelui Eminescu, micuții au fost sprijiniți în încercarea lor de educatoare și părinți, dar și de reprezentantele cenaclului literar Luceafărul, Dunia Pălângeanu și Marilena Perijoc, care au pregătit câteva versuri proprii dedicate poetului. Din ochiul nemuririi, o lacrimă dată și picura în răspântii, dorul de limba noastră. Mama îmi spune că sunt mic și bazme îmi povestește, dar eu știu sigur că-s voinic și vreau să dau de veste. A fost apoi rândul celor 60 de preșcolari să recite pe rând din creația eminesciană și să interpreteze câteva cântece pe versurile poetului Nepereche. Priveam zare cum pe măr răsar și străluce, o mișcătoare de cărări corăbii negre duce. Pe lângă plăpiță. La manifestarea de astăzi a fost pregătită o expoziție de carte eminesciană, iar cei mai abili dintre micii recitatori din grădinița giurgiuveană au răstălmăcit versurile eminesciene în limba engleză. La această acțiune au participat 60 de preșcolari, două grupe și numai 8 școlari de la grupa mică, fiindcă am considerat că sunt micuși și de acum sunt în formare și ei. Iar acțiunea durează după ce am început programul după vacanță, adică după 6 ianuarie. Acțiunea cultural-artistică, menită a sădi în sufletul micuților participanți, dorința de cunoaștere a poetului național și a operei sale, s-a înscris în larga paletă de manifestări dedicată marelui Eminescu și Zilei Culturii Naționale.